a fost anunțată poliția că venea. Noapte de coșmar pentru cele două familii implicate în accident. Cei din Constanța se întorceau acasă dinspre 23 august, iar cei din Iași încercau să ajungă în Costinești, unde urmau să-și petreacă vacanța la mare. Am văzut că e accident, știi? Și când am întors, am văzut că-s numele Iași și de Constanța, când erau vecini acolo. A, stăteați aproape la... Da. Dar îi cunoșteați așa? Nu, din văzute. O clipă de neatenție le-a schimbat pentru totdeauna destinele. Șoferul ieșan i-a tăiat fața constanțeanului încercând să intre în Costinești, iar ce a urmat depășește imaginația. Semnalizat, veneam de aici, am semnalizat să intru stânga și pe bandă acolo m-a prins, cred că venea cu viteză. L-am văzut, era toată strada întuneric, dar a venit așa de tare că m-a prins. Impactul a fost devastator pentru toți ocupanții celor două mașini. 6 dintre ei au fost luați cu ambulanța și transportați de urgență la Spitalul Clinic Județean Constanța. Printre aceștia, 2 copii, unul de 1 an și 4 luni și celălalt de doar 4 luni. Femeia care se afla pe locul din dreapta al mașinii a fost scoasă dintre fiarele contorsionate, mai mult moartă decât vie. Medicii de pe ambulanță s-au chinuit mai bine de o oră și jumătate să o resusciteze, însă inima acesteia a încetat să mai bată. La locul accidentului am găsit 7 victime, o persoană încarcerată în stop cardiorespirator, s-au practicat manevrele de resuscitare cardiopulmonară, nu a răspuns, iar celelalte victime au fost stabilizate și transportate la Spitalul Județean Constanța. Polițiștii de la rutier au efectuat măsurătorile și spun că practic mașina de Iași a tăiat fața celuilalt autoturism. Se pare că un autoturism marca Skoda ce rula dinspre municipiul Constanța către municipiul Mangale, ajungând la intersecția indicată, execută manevra de virare la stânga pentru a se încadra pe drumul comunal. Ocazie cu care intră în coliziune cu un autoturism marca Volkswagen Passat, ce rula din sens opus dinspre municipiul Mangalia. În urma accidentului a rezultat decesul unei persoane ce ocupa locul dreapta față. Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, ce a indicat valoarea 0 în ambele cazuri. Șoferul ieșan este acum cercetat penal pentru uciderea din culpa soției sale aflată pe locul din dreapta și vătămarea corporală a celorlalte 6 victime ale accidentului.